Da. Are așa o sivicică din apătufă. Она просто новая. А вот, видишь, она вылезла. Ага.
Atunci, alergând înainte, s-a suit într-un dud ca să-l vadă ca pe, că pe acolo avea să treacă. Dar când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, l-a văzut și a zis către el: Zacheie, grăbește-te și te dă jos, că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și el, grăbindu-se, s-a coborât și l-a privit cu bucurie. Când au văzut toți aceștia, oameni cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zaheu, stând în fața Domnului, i-a spus: iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe conducătorii țării noastre, autoritățile civile și militare, pe toți și între autoritate, poporul american și român, canadezi, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei care au adus aceste sfinte daruri și pentru cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș de acestea, pe alți biluitori, donatori și făcători de bine ai parohiei noastre, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei care au dus aceste sfinte daruri, pentru cei pentru care s-au dus, vii sau adormiți, se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostași eroi căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea, întregirea patriei, pentru ținerea păcii în lume, care odihnesc aici sau pretutindenea și pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii sau fiice,
pe fiecare după numele Său se pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția Sa. Amin. Și pe decât era
tine miluiește. Spune că ne rugăm pentru tina sufletului adormitului Rogului Dumnezeu, Marin, împreună cu toți cei adormiți din neamul Lui, de la începutul neamului și până astăzi, și pentru ca să se ierte Lui toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul Lui unde drept și să odihnesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Mila lui Dumnezeu, Fratul Lui, de la Hristos, Împăratul Cel fără de moarte, și Dumnezeu nostru se cere. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeu, Duhului Roșa, tot trupul care călca moarte și pe diavol ai surpașa de lui viață lui tale, Însuși, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului Tău, Marin și al Nicolae, celor din preună cu tine și tot cei din neamul, de la începutul neamului și până astăzi. Aleluia! Să luăm aminte. Zisa Domnul către iudeii care veniseră la dânsul, adevărat, adevărat vă spun vouă, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun vouă, că vine ceasul și acum este, când morții vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei care vor auzi vor învia. Căci precum Tatăl are viață în sine însuși, așa i-a dat și Fiul să aibă viață în sine însuși. Și i-a dat Lui putere să facă judecată pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de aceasta că vine ceasul când toți și de vorbinte vor auzi glasul Lui lor de la începutul neamurilor și până astăzi. Și pentru că să îi se ierte Lui toate greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul Lui de drept și să odihnesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos Împăratul Cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cere. Domnului să ne rugăm. Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cei de împărăție cerurilor. Iar după Sfântă Învierea Ta, cea de-a treia zi, cu Harul Tău, ai dăruit puterea de a lega și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Și la ce prin nespusă Ta ai bine de oameni, ai învechit și pe noi ferici și nevrești și robii Tăi să fim moștenitori acelea și la Sfânt, Dar și Har. Tu însuți, prea bunele Împărate, privine feritul și nevrești cu robul Tău, iartă robului Tău, Marin. Orice a greșit el ca un om în această viață și iartă Lui câte a păcătuit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra Lui, cu care El însuși, din mânie sau din altă pricină, s-a legat pe sine sau de la chereu sau de altcineva, au suferit o înnegare ca aceasta. Prin prisma și lucrarea diavolului, vinovește prea bune și mult îndurate ca sufletul Lui să se așeze cu Sfinții care din viața s-au văzut ție, iar trupul să se dea firii cele divine de tine, binecuvântat ești și preamărit în vecii vecilor. Amin. Veniți, frate. Veniți, fraților, să dăm votul biseritorului acela mai de pe urmă. Mulțumim Dumnezeu că acela a ieșit din neamul Israel și de groapă se apropie. Nu vă mai grijiți de cele de șerpe și de trupul cel mult pătritor. Unde sunt acum neamurile și prietenii? Că iată ne despărțim. Căria să odihnească Domnului să ne rugăm. What kind of partaking is this, brothers? What is this present sorrow and tears? Come that we may kiss him that was so recently with us. For he is delivered to the grave, covered with the earth, dwelling in shadow, buried among the dead, and separated from all kinfolk. And friends, let us pray to the Lord to give him eternal rest. Jesus.
Ce este viața voastră? Floare și fum și rouă de dimineață cu adevărat. Deci veniți la groapă să vă gândiți unde este frumusețea trupului și unde sunt tinerețele, unde sunt totul și chipul trupului. Toate s-au vestijit ca iarba, toate s-au stins. Veniți să cădem la Hristos cu lacrimi. The departure of the soul is a great weeping and lamenting, much sighing and struggling. Dissolving, fleeting life is hideous and destruction, a shadow of without existence, a lucid dream which is no time vanished. The fatigue of the earthly life, therefore let us flee from every earthly sin that we may inherit heavenly kingdom. Veșnica lui pomenire, pomenirea Domnului din neam în neam, veșnica pomenire, veșnica pomenire, ca să propovădească Evanghelia Domnului Hristos. În același timp, și noi avem o chemare din partea Domnului Hristos ca să ne întoarcem la credință, să venim la credință, să venim să ne facem datoria de creștini, nu pentru Dumnezeu sau pentru biserică, ci pentru noi înșine, pentru mântuirea noastră sufletească a fiecare dintre noi. Nu este mântuire fără Domnul Hristos și fără Harul care îl primim în biserică. Harul Domnului Hristos care vine prin împărtășanie, prin spovedanie, numai în biserică se primește. De aceea este foarte important ca noi acum să fie iubirea cu să te ajută. I-am zis la mine. Da? Mă desă de la urmă. Limitarea. Okay, just call me on the side. Just call me. Plus, I'm supposed to be in charge. I'm going to go to the hospital.
Марин, we will always remember you, our friend. So, будем вечно тебя помнить. Вот такие дела. Папе, дорогой, слезы к Марине. Сначала ты маты барату. Я же вкус Марине, земли, дорогой. Дичи там, пойдите, пошла ты маты ужин. Și pe mani, tot Marin îl cheamă, numai acum s-au schimbat aici. O plecat, uite că nu, e afară până să plece. I love you, Помяни, Марина. It's about 1:16. What 16? Proof. Okay. Yes, it Okay. The only two girls here. What the hell? You're not supposed to. You want some too? You represent all of the rest of them. You represent all of them. I represent all the women. Yeah. Guys, for Marine, for Marine. Să-L odihnească Dumnezeu în pace, în liniște și să ajungă în ceruri. Yeah. Dumnezeu să-L odihnească. Is it plum? No, pear. Okay. Грушовая. It tastes like fruit, but wasn't that? It's good. Come on. Да, я думаю, что здесь аж как ужматы регура, как я. Тесно палинка. Да, домашнего производства. Romanial
Pune și mie un pic, are ceva de pere? Da, da. O, ăla e bun. De pere mere. Dacă îți place mesa, adică îți aduce un două cristine. Auzi, dacă îți place, îți aduce un două. Păi tu uite la mine, uite-te la el, că el îți aduce. Ai auzit, Adrian? Ai zis că îi place foarte mult, îți vreau două cristine. Omoară cu pici. Păi tu, păi, nu mai pere. Мы кушаем такую специальную еду, которая только, когда лежала только на похороны, да, делается, да, вот такая. Напомнили или напомнили? А, напомнили. Ну, мы как раз вспоминаем и похороны. Это сладкая, сладкая каша с орешком, с медом. Овсянка? Овсянка, орешки, мед, наверное, да? Как путя, Паша. Ну да, или наподобие питы, да, вот когда они питы делают сладкую, с орехами. Наполнение. Наполнение, орехи и мед. Это каша. Ну, кашка, да, ну, на основе... Как путя. Основа отмел, да, вот это. Овсянка, овсянка. Сладкая овсянка. Очень хорошая, очень вкусная. Очень вкусная.